RCM Timișoara transferă pe bandă rulantă. S-a întărit cu doi ruibiști de la Steaua înainte de finala cupei cu Baia Mare, dar mai are în vizor alți 10 jucători. Doi dintre ei vin tocmai de la rivala din Maramureș. Sunt o mare parte din campionatul intern, chiar și de la rivala cu care vom juca sâmbătă, Baia Mare. Avem doi jucători care sunt contactați și cred că vor face parte din anul viitor pentru lotul de Timișoara. Vlaicu și Lucaci sunt primele achiziții care au semnat cu Timișoara ca să cucerească un trofeu. Sunt doi jucători care ne acoperă niște posturi pe care eram deficitari prin absența lui Fercu și mai nou prin absența lui Stelu Burcea. Sunt doi jucători de valoare, sperăm ca prin prezența lor să ne ajute să aducem cupa la Timișoara. Am pierdut finala cu Steaua și am venit să-mi iau revanșa sâmbătă contra Baia Mare. Vlaicu și Lucaci au toate șansele să fie titulari în finala cu Baia Mare, asta chiar dacă nu au făcut decât 3 antrenamente împreună cu noilor colegi. Sunt mulți băieți cu care am jucat și la lot și ne-am văzut de mai multe ori și nu cred că e o problemă asta. Pe lista de transferuri posibile ale timișorenilor se află și mai mulți jucători din emisfera sudică.